Banca Mondială, cu Institutele Academiei, cu organisme profesionale din România și sperăm ca acest document să fie asumat ca atare de întreaga clasă politică, pentru că e vorba de o strategie pe o perioadă mai lungă și care va fi continuată și de guvernarea ce va veni după 2016, astfel încât anul 2019, anul președinției României la Uniunea Europeană, să fie un examen de maturitate al României pe care să-l trecem cu succes. Ministrul Economiei Varujan Vosganian. Mici întreprinzători caută soluții pentru a face față concurenței tot mai mari din partea rețelelor de hipermarketuri, care atrag un procent tot mai important din